Welcome, Agape Church. Bine ați venit la Casa Domnului. I invite you all to stand with us. And I want to bring before you a verse of praise. So 1 Chronicles 29:11, if you could put that up on the screen, please. 1 Chronicles 29:11. It says, "Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and majesty. Indeed, everything that is in the heavens and the earth, yours is the dominion, O Lord. You exalt yourself as head over all." Let's just start this morning by giving praise to our God who reigns, whose greatness and power is just so amazing. Let's give him all the glory. Let's pray.
consuming fire, a burning holy flame with glory and freedom. A mighty fortress is our God. Amen. He is a God we can run to, a sacred refuge. I invite you all to pray with me, to run to our Savior who is ready to listen. And when it seems that the world is against you, just remember that if God is for us, who can be against? Let's pray. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name. Compares to this.
ce nume puternic. Era în grădină Ghețimani și a întrebat pe cine căutați. Pe Iisus din Nazaret. Eu sunt. Și au căzut la pământ. Pentru rugăciunea și timpul care urmează, citesc trei versete din cartea lui Iov, capitolul 1, primele trei versete. Era în țara Uz un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază dintre toți locuitorii răsăritului. Era în țara Uz un om care se numea Iov. Dumnezeu știe țara în care locuiești, îți cunoaște numele și îți cunoaște situația și viața. Iată pe scurt aici în trei versete radiografia familiei Iov. Sau inventarul, dacă vreți, a familiei Iov. Și în primul rând Dumnezeu, când îi face radiografia și când îmi face radiografia, și tare mi-aș dori și v-aș recomanda și fiecare să putem avea aceeași radiografie când Dumnezeu se uită să vadă valorile din casa mea, din familia mea, să vadă întâi și în primul rând valorile spirituale, eterne, care rămân. Și uitați-vă care sunt. Era un om fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Ajută-ne, Doamne, când ne faci radiografia familiei, să găsești valorile acestea acolo sus, în tap. Al doilea verset este familia. Familia. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Și apoi, jos undeva, era bogăția, ceea ce avea, într-un cuvânt mai ardelenesc, probabil maghiarizat, iosag, valorile materiale, oi, boi, cămile și așa mai departe. Ce vrea Dumnezeu însă, acum când ne rugăm și nu numai acum, nu cumva să inversăm valorile acestea. Sunt oameni care le-au inversat și au pus oile și boi deasupra și atunci nu mai au timp nici de familie, de Dumnezeu au la Thanksgiving, la Crăciun, la Anul Nou, la Bobotează și la Paște. Să nu inversăm valorile acestea, pentru că în viața a noastră, a familiei noastre, a fiecăruia, vine o zi a necazului. Nu știu cât de lungă a fost ziua aceasta a necazului lui Iov. Bănuiesc, pentru că am un singur martor doar în Biblie, că n-a fost chiar așa de lungă. Apostolul Iacob spune în capitolul 5, fiți fraților îndelung răbdători până la venirea Domnului. Aici ne trebuie îndelungă răbdare. Și când vorbește de răbdare, zice, ați auzit de răbdarea lui Iov și cum l-a binecuvântat Dumnezeu. Cum l-a binecuvântat Dumnezeu. Dar ca să avem și să câștigăm valorile acestea, trebuie neapărat ca prioritățile să fie acestea. Și atunci Iov, când a ajuns în situația suferinței, a zis, nu mă mai interesează nici carnea, nu mă mai interesează nici pielea, nu mă mai interesează nici cancerul, nu mă mai interesează nimic. Știu un lucru. În capitolul 19, știu că Goel, răscumpărătorul meu, este viu, că se va ridica la urmă pe pământ și că va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea, spunea eu, și nu altuia. Și încheie el, sufletul meu
tânjești de dorul acesta înăuntrul meu. Fără carne, fără oase, la pământ, fără familie, tânjești de dor după Dumnezeu. Și Iov ne dă soluția. Și asta e soluția. Oricât de adânc ai fi căzut și oricât de trist ar fi situația ta, când Iov stă de vorbă cu Dumnezeu la sfârșit, în capitolul 42, soluția este simplă. Pocăința. Mă pocăiesc, Doamne, măcar că Dumnezeu a stat de vorbă cu Satan și a pus pariu cu Satan. Îți spun, Iov rămâne neclintit în neprihănirea lui. Și Iov nu știa că Dumnezeu nu i-a spus: ai grijă, Iov, eu am să spor de grijă, am pus pariu cu diavolul că tu rămâi credincios și pocăit. Nu i-a spus Dumnezeu, dar el a rămas. Și ca ultimă repercusiune a faptului că s-a pocăit Iov, Dumnezeu a avut grijă să-i dea și binecuvântări. Și le-a dat încă alea de jos, le-a dublat, i-a dat niște copii tinerilor, băieților, dacă voi vreți fete frumoase, numai în familia fratelui Iov și al lui sora Iov găsiți cele mai frumoase fete. Tinerilor, dacă vă uitați după băieți, numai în familia fratelui Iov și al lui sora Iov găsiți cele mai frumoși băieți. Cei mai frumoși băieți care au ca prioritate neprihănire, curăție în toate, la toate capitolele, frică de Dumnezeu și se abătea de la rău. Știa, ăsta trebuie să o fac și o fac, e bun, ăsta nu o fac că nu e bun. Amin? Haideți să mergem înaintea Domnului cu frații Iov, care sunt jos. Să nu o disprețuim pe sora Iov, să nu o disprețuim, pentru că atunci nu era Rehabilitation Center, nu era case în care fratele Iov să fie dus, să fie îngrijit. Sora Iov nu mai avea pe cei 10 copii care sunt convins că dacă ar fi fost, ar fi trimis-o: mami, du-te și odihnește-te, că ai purtat de grijă destul de noi, de 10, și grijim noi de tata. Nu îi avea pe copii. Haideți să mergem cu frații Iov, cu surorile Iov, înaintea Domnului. Avem noi lista de rugăciune pe care o punem înaintea Domnului în primul rând și apoi înaintea bisericii, și pe lângă numele acestea să aducem pe fratele Dan Gerasim înaintea Domnului. Fratele Dan este în spital și are nevoie de intervenția Domnului, să-și pună mâna peste el. Să ne rugăm pentru Gabi, Dana și Paisley și pentru toți cei ce purtăm în inima noastră. Uitați-vă la lista aceasta. Mariandra începe și se termină cu Matthew. Și acolo sunt multe nume și mulți frați și surori. Iov, să ne rugăm Domnului. Thank you.
nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Așa este, ce frumos, ce puternic, ce măreț este numele Domnului Iisus Hristos. Și în numele Lui suntem adunați în această dimineață. Și când te vei întoarce în jur și te vei uita, vei vedea în cel de lângă tine chipul lui Hristos. Haideți să ne salutăm unii pe ceilalți, să ne spunem bun venit la casa Domnului. Suntem în casa Domnului. Mulțumesc, ocupați locurile. Ce bine și ce frumos este să locuiască frații împreună. Ce bine și ce frumos este să fim în această duminică dimineața din nou în casa Domnului. Unde se cheamă numele Domnului, unde putem să ne bucurăm, unde putem să-L lăudăm pe El. Cred că nu este un alt privilegiu mai mare, o onoare mai mare pentru un pământean decât să dea slavă Creatorului, Răscumpărătorului nostru. Vă spunem bun venit la casa Domnului și aș vrea să întreb dacă este cineva pentru prima dată cu noi în această duminică dimineața. Is there anyone for the first time here? If you are for the first time, would you please raise your hand or stand so we can acknowledge you, welcome you? Anybody for the first time? Nu este nimeni pentru prima dată? Toți care am mai fost, oricum, spunem tuturor un bun venit la casa Domnului. Kids, you are dismissed. Copiii se retrag. Iar noi rămânem în biserică. Vom continua închinarea noastră. Vom cânta cu toții o cântare în comun în timpul acestei cântări. Ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. Vom face colecta. Iar apoi, spre sfârșitul cântecului, este o bucurie și pentru mine, dar mai ales pentru familie, să avem un baby dedication, să avem o binecuvântare de copii, așa cum o numim noi. Mark and Anca, la Bianca, they decided to come here to their mother church to have the baby dedication for June Grace. So after the song, Mark and Anca, would you please just come here on the platform and we will do the baby dedication. Let's sing. Haide să cântăm spre slava Domnului și să ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. Iisuse, dintre toți te-aleg mereu, în orice zi, în orice clipă, căci Tu ești viața sufletului meu, și Thank you.
Hi, sweetie. What's your name? Tegan. Oh, and how old are you? 4. You're 4 years old? Oh, aren't you proud of your little sister? Yeah. Yeah. Her name is June. Her name is June, yes? June Grace, yes? Isn't she beautiful? Yeah. Yeah, she is. So I didn't email you the questions. I have just very simple questions. So please remind the congregation, when did you guys move out of state and where? 3 years ago, we moved to Kansas City, Missouri. Yeah, so how is it there? It's great. It's more spacious. You have more room to spread out. Okay. And you are away from your mother-in-law? Oh, no, you didn't want to say that. We visit as much as we can. Yes, yes, well, we see that. You are a very close-tight family, and we like that. So, a question for you, Anka. Yeah. When are you guys going to move back? Well, I don't know. We are so happy to have you back here. And actually, it's very significant that you have chosen to have the baby dedication here. At the Agape Church, and we are so blessed to see you guys multiplying, having kids, and go for a boy, okay, Mark? Right. Yes. I want to call your attention to the Word of God. I did that for the first baby dedication, and I will do this again. Even we as parents, we need to be reminded of some things that God is requiring for us. So in Deuteronomy 6, there is that famous passage, Shema Israel, listen Israel. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Love the Lord our God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road and when you lie down and when you get up. Anka and Mark, by coming forward before God and his people, do you hereby declare your desire to dedicate yourselves and your child to the Lord? If so, please respond by saying, we do. We do. God bless you. Do you pledge as parents that with God's fatherly help, you will bring up your child into the discipline and instruction of the Lord, making every reasonable effort with patience and love to build the Word of God, the character of Christ, and the joy of the Lord into her life? If so, please respond, we do. We do. God bless you. You do as well? Say I do. I do. God bless you. God bless you. Okay, so come closer, please. Let's all stand. Her name is June, and I was curious whether she was born in June, but she was born in July. Yes, look at her cutie pie. For the picture. Good. The Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, may the Lord bless you and keep you, June Grace. Amen. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you, June Grace. Amen. May the Lord turn his face towards you and give you peace, June Grace. Amen. So they will put my name on my children and I will bless them. Amen. Haideți să ne plecăm capetele pentru rugăciune. Doamne, stau înaintea ta în această dimineață, împreună cu Mark, împreună cu Anca, împreună cu familia Biriescu, împreună cu familia La Bianca. Doamne, țin în brațe pe June Grace și în această dimineață, Doamne, ca părinte și ca și slujitor al Tău, sunt conștient că brațele mele sunt niște brațe de carne, sunt niște brațe neputincioase, Doamne. Dar de asemenea sunt conștient că brațele mele simbolizează brațele Tale, Doamne. Și mă rog în această dimineață împreună cu familia întreagă și cu biserica întreagă ca Tu să o iei în brațe pe June Grace, Doamne. Ia-o Tu în brațele Tale, Doamne, pentru că știm că în brațele Tale este protecție, în brațele Tale există binecuvântare, știm că brațele Tale, Doamne, atingerea Ta, Doamne Dumnezeule, aduce binecuvântare, aduce vindecare, aduce protecție, Doamne Dumnezeule, și aduce călăuzire.
Îți mulțumesc pentru John Grace, Doamne. Îți mulțumesc că a venit în lume, Doamne, sănătoasă. Îți mulțumesc că este o binecuvântare pentru familia aceasta tânără, Doamne, și te rog ca Tu să-i binecuvintezi pe mai departe, Doamne. Conștienți fiind, Doamne, că și numai cu ajutorul binecuvântării Tale, Doamne, putem să ne creștem copiii, cerem intervenția Ta, Doamne, peste micuța John Grace, Doamne. Cerem intervenția Ta, Doamne, și paza Ta, Doamne, peste familia la Bianca. Tu ești Dumnezeul nostru. Mă rog pentru Marc, Doamne, și te rog ca să-i dai, Doamne Dumnezeule, să-i dai putere să aducă pâinea pe masă pentru familia lui. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru Anca. Și te rog să faci să fie o mamă, Doamne Dumnezeule, care poate să-și crească copiii, Doamne, în frică de Tine. Binecuvintează-i Tu, Doamne, așa, Doamne Dumnezeule, cum Tu numai Tu știi să binecuvintezi, cu binecuvântările cerești și cu cele pământești, Doamne. Mă rog în mod deosebit pentru micuța June Grace, Doamne, și te rog, Doamne, lasă harul Tău divin, Doamne, peste ea. Doamne, ajută să crească, Doamne, armonios, Doamne, fizic, Doamne, și spiritual, sufletește. Și pune-ți Tu mâna Ta blândă peste ea. Doamne, ajută-o, Doamne, să atunci când va crește mare și va face deciziile majore ale vieții ei, să Te leagă pe Tine în fiecare zi, să Te leagă pe Tine ca mântuitor, să Te slujească pe Tine, Doamne, și fie, Doamne, ca viața ei să fie o lumină tuturor, Doamne, cei din jurul ei, acolo unde Tu o vei pune, acolo unde Tu îi vei călăuzi pașii, Doamne, fie ca îndurarea Ta să rămână peste ea. Îți mulțumim în această zi, te rog să binecuvântezi familia încă o dată, familia lărgită și fie ca îndurarea Ta să rămână peste noi toți. Amin. Amin. And și haideți așa cum facem întotdeauna. Let's pray for Mark, for Anca, for their family. They come once in a while to our church, but let's use this opportunity to pray for them. Let's all pray for them. Doamne, binecuvântez în numele Tău în această zi și îți mulțumesc pentru îndurarea Ta, Doamne, și mă rog, Doamne, ca Tu să lași, Doamne, o harul Tău divin peste Mark și peste Anca. Lasă, Doamne, îndurarea Ta, Doamne Dumnezeule, peste copilașii lor. Lasă, Doamne Dumnezeule, harul Tău, Doamne, care este mai presus de orice. Te rog să-i binecuvântezi acolo unde sunt. Te rog să-ți lași, Doamne, binecuvântarea Ta cerească peste ei. Binecuvântează casa lor, Doamne, și ajută-i ca întotdeauna în îndurarea Ta, Doamne, să poată să înțeleagă scopul pentru viața lor. Îți mulțumesc, Domnul nostru. Îți mulțumim. Îți mulțumim că ne-ai pus împreună pentru a ne binecuvânta și pe alții. Fie, Doamne, ca peste toate și deasupra tuturor lucrurilor, Tu să domnești în viața lor. Îți mulțumesc pentru fiecare familie din biserică, îți mulțumesc și pentru copiii mei, pentru soția mea, îți mulțumesc pentru biserica întreagă. Fie ca îndurarea Ta să rămână peste noi toți. Te lăudăm, Doamne, te binecuvântăm și să aducem Ție slavă, să aducem Ție cinste și glorie, Doamne, mărire numele Tău. Binecuvântat să fii, lăudat să fie numele Tău, mărire Ție, glorie numele Tău, de acum și în veci. Amin. Amin. You may be seated, vă rog să reocupați locurile. Man, it's been a while since I held in my arms such a quiet baby at a baby dedication. Is she always like this? Yeah. I thought only in the church. You know. God bless you guys. Mark, I'm going to give it back to you because from now on, you are responsible for her. Goodbye, yes. God bless you. I give you the dedication certificate. God bless you, Mark. That's sweetie. God bless you. We are so happy for them and for all the families. And it's also a blessing to have with us Emma and Joey. Joey, it's been a while since you preached at Agape. And I'm so happy that you, when I asked you to preach, you said yes. So please come up here and share with us what the Lord has put on your heart. God bless you all. First of all, let me say, it's so good to be back with you guys. We love coming here. It's one of the things that we look forward to when we visit, you know, is having a Sunday with you. And for all of you who pray for us, even though we're not physically present with you on a weekly basis, thank you. You know, your prayers are felt. We know that you guys are a faithful congregation and that you love us. And every time we come back here, we're reminded of that love. And we feel that even though, you know, we're this little root out in the Midwest, you guys are a part of that because you guys also help plant that seed of faith in all of our lives who are out there.
What I want to share with you guys today is possibly Jesus' most famous parable, and it's a story that is known through the secular world, through the biblical world. It's something that's very near and dear to my heart. I remember hearing it as a kid and it being meaningful to me, and especially when I came to faith. This was the one thing that really drew me in a meaningful way and helped me to understand the gospel in a really simple context. And so I'll read you guys a story. And it's in Luke chapter 15, verse 11. And he said, "There was a man who had two sons, and the younger of them said to his father, 'Father, give me the share of property that is coming to me.' And he divided his property between them. Not many days later, the youngest son gathered all he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into the fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, 'How many of my father's hired servants have more than enough bread? But I perish here with hunger. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants.' And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. And the son said to his father, 'Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found.' And they began to celebrate. Now his older brother was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked him what these things meant. And he said to him, 'Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound.' But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him. But he answered his father, 'Look at these many years that I have served you and never disobeyed your command, yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him.' And he said to him, 'Son, you are always with me, and all that I have is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found.'" This is the story of the prodigal son, and it's been in countless TV shows, countless movies. This character, this theme, is present in so much of our culture and society, and a lot of our lives we have felt prodigal in many ways. And what's interesting about this passage is that I find myself a lot of times asking, why is there not more information? Why is the story so cryptic? What was the father and the son like? Where did they live? There's so many details that God leaves out. Why does he leave them out? Aren't there things that we have these burning questions that we want to know about who this person is? Why did he make these choices? What happened to him? Was the father good or bad? But God gives us what he gives us. And even though these are the things that I want to know, they're questions that I have, this is enough for me. This was enough for me and is still enough for me. And God is so intentional that he leaves these things out on purpose, whether it's to have us ask deeper questions of the text or whether it's that you don't need to know those things. You just need to simply understand the purpose of the story. So in verse 11, right, it's these two sons. In simple terms to me, that means there are two types of people in God's eyes. The father is looking at it, there's only two sons, right? Not a son and a daughter, not seven sons, two sons. There are two types of people, and we fall into one of these two categories. So this is something I've also found myself asking. Have you guys ever wanted to simplify your life, like just drastically simplify your life? You're making decisions with your faith. You're trying to live out your values. You're saying, God, how do I make decisions? Where do I go? Who do I pursue? Who am I supposed to be with? And you want this just drastically simple answer. You want this black and white. So here God gives you the simple. He says there's two types of people. I'll expand a little bit more on this in a moment, kind of as we go through. In verse 12, and the younger of them, and this isn't so typical of any story, that the younger son is the foolish one. The younger one is the one making mistakes. Why is it so often that we associate youth with naivety?
Why are they foolish? Why are they arrogant? Why are they so inexperienced? How often do we look back at the youth and we look at you guys and we tell you guys, we share our mistakes with you and we plead with you, don't do what we did. Because once we were young too, when we made mistakes and we erred, and we don't want you to follow those same things. Because you guys are inexperienced, right? And some of you have had tragic experiences already in your short lives. And those experiences have brought you to a point of understanding, which the prodigal son realizes in time. But what he says, Father, give me, right? In verse 12, he says, Father, give me the things which are due to me. Now, those things are not yet due to him. In that culture, those things are not due until his father passes away. And what's supposed to happen? If you work out the logical progression of what's supposed to happen, right? He's here at this point as a young man. We're not told how old he is. He might be 15, he might be 25, he might be 30. He's a young man, right? But here he stands in his father's estate. And we can infer some things from the text that his father is wealthy. His father has hired servants, right? So he says, Father, cut your business in half. Cut your estate in half. All these workers that work for you, cut everything they have in half. Fire half your people. Give me what's mine before it is time to give it to me. I want it now. Now, if he would have waited, he would have had a bigger portion, but he has no patience. He doesn't know how to delay that gratification. He feels entitled. The other interesting thing is that the Bible doesn't mention that there's a discussion about it. How many of you, if your kid came to you and said, break half your things and give me those halves, where you'd say, well, hold on a minute. Let's talk about this. Let's think about these things. Is this wise? Is this prudent? Do you understand that I'm going to give you something bigger later? And they just say, no, I want it now. So it's a curious thought because it says a few days later, right? Not many days later. So what happens during those few days? The son is now given all the things that he wants. He's given his share, but it's not enough for him. So what does he do? Right? And the next verse, he takes it away, far away, because he's going to do things he doesn't want people to see. And how true is this of us, that we take the things that we want. We take what God has given us, the natural abilities, the talents, the blessing, the community, whatever it is, and we say, I want it, but I want it my way. I want to do what's right in my own eyes. And we take it and we go far away from God and from community. And there, what do? We fall. We squander those gifts, those resources. We waste it in reckless living. We fall deeper into sin. And here's the thing, too, is that the son has a heart problem. He has all these things. He's in a beautiful community. He's surrounded by love. He has more blessings than he can count, but he wants it to be his. He wants it to be something personal for him. And even when he gets that stuff, his heart doesn't change. More stuff will never equate to more love. The amount of things that we can acquire in this world, even though they may be splendid or beautiful or delicious, will never satisfy that hole in our heart. And some of you have chased after these things. I've chased after these things. Right? And the Bible says we will pierce ourselves with many pangs because we chased after the wrong thing. This son is looking at the things and not the relationship, not the community that he's in. So he leaves his country, hides in darkness essentially, and squanders it in reckless living. Here's the interesting thing. He makes a bad decision by asking for his father's thing. What is the next decision he makes? Is it a good decision or a bad decision? It's another bad decision. Right? As observers reading the story, we go, this is bad decision after bad decision after bad decision. When is it going to get better? Right? So bad decisions always lead to more bad decisions. Not that if you make a mistake, you are doomed and you're going down hard, but when you have the choice to make a decision and you choose to make the wrong decision, very likely, right? And this is true of science, of brain physiology, and of faith, that your next decision is probably going to be a worse decision. You're not going to magically bounce up because your brain has decided to. You're walking away from God. Sin is always a choice away from God. The thing, too, about the son is that he has this Esau-like mindset, right? He's giving up his birthright, in essence, for what he wants immediately. Esau gave up his birthright for a bowl of soup. We're not even told if the soup was good, right? Another question God leaves out, but he's saying that there's a heart issue here. It's not the immediate, it's not the temporal, it's these things that matter, these weighty spiritual things.
So in verse 14, he spends everything. He goes for broke. He's not holding anything back, right? And in a metaphorical way, he's basically just diving into sin hard. He's saying, I had all these things, and I'm just going to waste them all. I'm going to spend it all. I'm not going to hold anything back. Nothing bad's going to happen. I'm just going to keep going and going and going and going and going and going. And it also proves that he has no idea of the value of worth of that money. And I'm not saying he didn't work. Again, we're not told whether he worked hard while he was living with his father. But we can kind of infer that from his character, that he doesn't understand the value of those things. He doesn't understand the worthiness of those, the labor that went into producing those things, because he blows it really quick. Right? And a severe famine arose in the land. And this is the thing, is life always has ups or downs. And it's true whether you're with God or without God. When I was away from God in my life still had ups and downs. I still had points of famine. I still have points of famine in my life now, even being with God for almost 10 years. So what does that tell you? Is that the life is going to keep happening regardless. And so even if his heart's not in the right spot, he still doesn't even have enough common sense to prepare for this moment when ruin comes upon him. And you have to think, too, that he's sitting at this point where he's now spent everything. He's broke. And now famine comes. So he's not even at his lowest yet, right? He's just like, well, I have no more money. Oh, now a famine's coming, right? He's not even humbled yet. Not even when he's broke, he's still not humbled. He's still not broken to that point of redemption. And I'm sure at some point he's thinking, if I would have stayed with my father, how many things would have happened, right? At this point, you're kind of pleading with him in the story. Understand what you would have had. If you would have stayed with your dad, how much more would you have had if you just would have stayed? And I think, too, that metaphorically, this famine is a type of death. It's a warning to this character in the story saying, death is coming, and you are not prepared. You had everything you needed, and you squandered it. You were given everything, and it wasn't enough for you. You're the problem. So the funny part about this, and I didn't notice this until I was reading it earlier, is it says in verse 14, he began to be in need. So he's broke, he's in a distant country, there's a famine, and now he's just starting to be in need. He's not even at the bottom yet. This is, to me, like watching a train come down the tracks, and it's screeching off the rails. All the cargo's already fallen off because of his reckless driving. Things are strewn 10 miles down the track. And the driver's on there screeching to a halt up there, and he's saying, it's starting to get bad. It's like, buddy, 10 miles back it was bad. You're about to crash into a town. It's disastrous. But his heart is saying, it's starting to get bad. I'm not there yet. It's starting to get a little bad. Verse 15 is interesting to me. So I was reading this in the New King James Version. And in the ESV, which I read to you guys, it says, he went and hired himself out. Now, in the New King James, it says, he went and joined himself to someone, which implies slavery. So he's saying, it's bad. It's starting to get bad. I have no money. I'm in a foreign country. So I'm going to join myself to someone. I'm going to become a slave to this person for the purpose of trying to redeem myself from my situation. And isn't this true of us? When we go apart from God, and we go in darkness and we sin, and we go for broke, we're all into that sin. And we get to that point where we start to realize things. It's starting to sink in how terrible the decisions we've made are. And the fruits of those decisions, we're now reaping what we've sown. And as we realize that, we start to think, what can I do to get myself out of this? Right? Again, he hasn't hit it yet. But he's thinking, what can I do to get out of it? This is his feeble attempt at saving himself. This is him still not walking in accord with his identity, right? His identity is the son of this man, of this father. And he's still saying, I'm going to remain a slave to this other person. Now, what are the fruits of that relationship, right? So here he is. He's broke. He's trying to figure it out himself. What happens next? He's longing for the pods that the pigs ate. It doesn't say he's looking at it thinking this is good. He's longing for it. He is so broken now that he's saying the scraps that the pigs ate, and the other versions say the carob pods, which actually are supposed to be kind of sweet. I've never tried them, but I did look it up. But I was thinking they're like gross, like slop, like you see in movies. They look just like a big legume.
Anyway, but he's looking at this pig scraps, and he's saying, I'm longing for that. I want to eat this, right? And he's not eating it. And it says no one gave him anything. So even the guy he's working for didn't give him anything. What would his father have given him had he said, Dad, I'm hungry. I'm longing to eat something. His dad has goats, fat calves, right? Bounty upon bounty, blessing upon blessing. And here he is longing for these carob pods. And so in verse 16 and 17, it says that he came to himself. This is a beautiful point because this is where he remembers his identity. This is he remembers who he was. He comes back to that point of origin that says, you are not this person. And this is important, especially for those of you who are young, is that your decisions do not define you. Your decisions are decisions you've made, and yes, they're bad, and yes, you should repent, but they are not who you are. And this is something I struggled with as a young man, was thinking that these are the things I am, and this is my identity. And when people look at me, they see these things, and that's all they see. But he finally realizes that coming back to that identity, he came to himself, and I perish here. This is him, in essence, dying to himself. And this is why this parable is so cool, because we see so many facets. We see so many aspects of our relationship with God the Father. And so what happens next, right? We think about those two simple kinds of people. In verse 18, I will arise and go to my Father, right? And I will say, I have sinned against heaven and before you. Those phrases interest me because he's saying, I'm going to have a clear, concise action. I'm not making it complicated. It's not a complicated plan. I'm going to get up and go to my dad. That's it. I'm going to get up and go to God. There's no other steps. There's no, I'm going to keep figuring it out on my own for a few years. I'm going to keep hiding it. He's saying, I will go, I will rise up, go to my Father, and tell him, I have sinned against heaven and before you. And this is so cool because he recognizes in this moment that it is against God that he sinned. He's wronged his father. He's broken the estate to some extent, but it's against God that his sin is really manifested. It's almost as though his father is just a witness to his sin, and not the person who he's really wronged. In verse 19, so here he's kind of gets a little bit of a struggle, right? And this is true of anybody who's hit rock bottom in their life, or even a low point in your life. You've probably had this experience, especially if you haven't been in Christ. In verse 19, he says, I am no longer worthy to be called your son. How many of you have hit that low point and felt that I'm not worthy enough to go back, whether you grew up in the church or not? I am not worthy enough to go back to the things that were a blessing to me. I'm not worthy to go do this. But if I can just kind of crawl my way into heaven, if I can just be really low, just kind of sneak in like the back door, no one knows I'm there, you know, I'll just kind of make my way in and just, I'll eat last. I'm not worthy to kind of get the first fruits. I'm not worthy to be blessed the way you used to bless me. I've messed up too much. I'm too far gone. I'm unlovable. Do not love me as a son, right? But I do just wish to be near you. And this is sad in a way because he's, again, he comes to himself, he finds his identity, but he doesn't grasp it wholly. And he's still looking at works in a way. He's still looking at what he can do to make it right. He doesn't understand grace, right? The difference between grace and mercy is mercy, if you were to wrong me, mercy is me not giving you what you deserve, the punishment for you wronging me. That's mercy. What grace is me now extending to you something that you never deserved in the first place. And so what he understands here is that my Father will be merciful to me. But he doesn't understand the grace, right? And this is true of us. God, we fall at the foot of the cross. God, please have mercy upon me, for I'm a sinner. And then God in return says, I forgive you and I bless you with everything. And so in verse 20, and he arose right away, right? Doesn't say he took a while. Doesn't say after many days, as it did earlier in the story. So this implies immediate action. He gets up, he has this moment, this epiphany, and he says, I gotta go back to my dad and tell him I've sinned. I gotta plead for his mercy. And in verse 20, and he arose, right? His genuine guilt led to immediate action.
Do not delay. When you feel the Spirit pressing on you, don't delay. Don't think it's going to get easier. Don't think it's going to get lighter. There is no time like the present. None of us knows the days that we have in this life or the moments we have left. So go, arise, and make yourself right with God. Make yourself right with the people you've wronged. And it says, while he was a long way off, the Father saw him and felt compassion. Again, this is interesting because it implies that the Father is waiting for him. You don't look for someone that you don't expect to come. When your Amazon package is on the way, and you check the app, and it says, oh, it's out for delivery, right? Arriving by 9 p.m., you're like, well, cool, it's going to be here by 9 p.m. But you're looking the rest of that time. His Father had that same expectancy that his son's going to return. He had that hope that he's going to return. And to me, that's obvious because of the brother's response, which we'll look at in a minute. He's expecting his son to come back. He's hopeful that he's going to return. And earlier in the same chapter and through, you know, parts of Luke when Jesus is telling his parables, he's giving all these examples to the people and to the Pharisees and to his disciples saying, God is like this. The kingdom of God is like this. And he's saying, people will leave all these things. The angels rejoice over one sinner, right? Does not one person who loses one coin go try to find it, even though they have nine more? Does he not leave the 99 to find the one? And so it's every single person is important. And while he was a long way off. And so, again, this comes down to inferring things from the text where you see that his dad, even though he's expecting him, we don't know what condition he's expecting him in. Is he expecting him to come back? Oh, he took the money I gave him. And what a wise son he was. He went and invested it in a foreign land. And look, he's coming with caravans and gold and jewels and many things. And wow, he's multiplied the wealth. And he's coming back to add it to my estate. It says he felt compassion for him. That implies that he knows what he looks like. You ever seen somebody walk that's downtrodden? Right? They're not walking like, oh man, life's great. Hey, dad. It's just this like, oh, dad, I'm sorry for what I've done. Because he's thinking through this. He's about to come to his dad's house. And he feels terrible. His father can look at the way he's walking, the way he holds himself, and see that he is downcast. The fact that nothing is with him implies that he has no more wealth. His dad sent him off with goods, he's returned with nothing. Right? And we know from later verses that he doesn't even have shoes. He's out here walking barefoot, he's been feeding pigs. If he can't even have something to eat, what's the likelihood that he's even bathed? So here he sees his son returning and he says, it's my worst fear almost. He's just blown it all. Everything's gone, right? But what does he do? He comes out, falls on his neck, and kisses him. None of those things mattered. There's no lecture. There's no point in which, let's sit and talk about what you've done wrong. And this is important for you guys to realize, your youth. When you come back to God from falling away, he does not judge you for what you did. He says, let me rejoice and celebrate with you. Let me be gracious to you. Let me have mercy on you. And what is the first thing he says to his servants? All right, and if we look, let's look at verse 21 first where he says, right, so the same things he felt back then in the foreign country before he arose, he says, he sticks to his guns. He sticks to the thing he said. He says, Father, I have sinned. He confesses that sin. And this is important, right? He has this confession before he has his reconciliation. The other part, too, that's interesting about verse 20 is it says, right, the father embraces him, and he's dirty, he's gross. But he comes up, embraces him, and kisses him, and falls on his neck. The father's love was never dependent upon that son's performance. The father's love was always the same when he raised him as a kid, when he halved his estate to give him that, when he comes back dirty and broken. The Father's love was always consistent. And this is so true of God. Jesus is telling this parable to show us what the kingdom of God is like. And he's saying, God is consistent. God is love. God is the same yesterday, today, and tomorrow, and forever. God cannot change. Old Testament God is the same as New Testament God. Right? Love was ever present in the garden after the fall through Jesus, even now. The same love is there. And so he confesses. The robes and ring, right, imply basically full restoration. He's saying, bring everything that he used to have. Restore him fully to his position. Remember what his thing was. Let me be a servant. Let me just be a hired servant. Let me just sneak in the house. I'll sleep outside. But he says, no, I'm going to restore you fully.
And this is what we have to realize, is that when we fall in sin, when we walk in darkness, when we fall away from God, when we walk away from community, and we grieve God, when we come back to him, he doesn't look at us as, all right, sit over there in the back and we'll talk later. It's full restoration. It's complete, right? The New Testament talks about Jesus, when he did his work, it was complete. Doesn't mean like, oh, I skip. Oh, it's mostly there, but I skipped that one part. Make sure you don't fall into that one trap. It's complete. It's total. There's nothing else around it. And so in verse 25 and 26, right? The older son here. So here's where we see the other type of character. Remember, when you want simplicity, just look at the Bible and look at these parables Jesus tells, because he puts it so simply for us. Where he's, remember, at the time he's telling us, even though we're reading parable after parable after parable, he's giving this one example to this one people. They're saying, Jesus, what is it like? What's heaven like? Tell me about my relationship with God. And he says, here's a story. And then he leaves. So clearly that story is meant to be enough. And us, we sit here with all our knowledge, and we have this entire tome, and we wonder sometimes, why is it so complicated? I think it's because we overcomplicate it. Jesus gives us these simple stories. Whenever you feel you need simplicity in your life, just go read a parable, just one, and see if you can understand that. Now it says, and the older son was in the field, right? Where the father is looking out, we have to contrast these two people. The father is looking out, kind of expecting his son. He's expecting that package to arrive. But the older son's like, oh, that guy's gone. He's not coming back, whatever, right? And he's already written him off. You can tell by his words. Because what the older son says is that he sees his father celebrating. He notices his father celebrating. And he calls the servant and says, hey, what's going on over in the house? I don't understand. Why is there all this celebration? If his heart were in line with his father, if his will were in line with his father, this older son would have said, whoa, dad's celebrating. I could get my party shoes on and get over there. But what does he do? He's sitting over in the field. Hey, what's going on? And what does the servant say? The servant has to fill him in. He's a partial owner of this estate, of this kingdom, and the servant is the one filling him in. The other question that arises too, and this is one of the things we don't get to see in the text, but it begs the question, why did this older brother, in those many days after, because he knows how the estate runs. Oh, by the way, oh, dad, why are we firing half the workforce? And why is the bank accounts half empty? Oh, your brother wants to take it all and go try his own hand at his own fate. But what does he do? He says nothing. In those many days following, we don't hear him trying to talk to his brother, to dissuade his brother, to plead with his brother. He just kind of lets him go. And at no point does he ever go try to find him or rescue him. What do you think would have been more in line with the father's heart? That his older son says, dad, I'm worried about my younger brother. I need to go try to find him. Where did he go? What direction? Give me resources that I might go find him out and restore him back to us, or at least check on his well-being. Nothing. And what does he say? It says he was angry and he refused to go in. And he lacks forgiveness. And he kind of takes on this self-righteousness. Even though he's been surrounded by these blessings all the time, he's angry. Why? My opinion is because he's looking at justification through works, not through relationship. He's looking at it as, dad, I've stayed with you. I've stayed loyal. I've never broken any of your commands. How dare you let him back in? And we have other parables that point to this parable that talk about people get angry when other people come into the kingdom later. And this is true of us, especially as younger people, and possibly even truer as we get older, is that we judge people more harshly the older we get, the more that we do, even if it's for the church, even the more we serve, even the more we do whatever it is for the kingdom of God, we can harden our hearts towards those who are suffering, towards those who are sinning. Yes, they're making bad decisions. But we are to restore them to God's kingdom first, right? This celebration that is talked about right here is not about the consequences of that young man, right? All of us will face the judgment in terms of what we do in this body, the acts we do for God and not for God, right? Even though we are in Christ and though we are saved and will not be condemned, we're still going to answer for what we've done. But he's looking at it as he hasn't done anything. He doesn't deserve that. He doesn't have the compassion.
Woe to us if we let ourselves get to that position when even those who are in the faith fall away from the faith and come back, that we do not embrace them with open arms, but that we harden our hearts and we say, how dare they return? How dare they walk in here? How dare they come sit with me and pray with me and feast with me? We ought not to judge that harshly, for with the same measure that we use, we shall be judged. And it shows his heart, and he's unconvinced by his father. His father even comes to him and says, hey, listen, this is how it is, okay? My son was dead. Your brother was dead, and he's alive. He's lost, and he's found. But it still won't change his heart. It's not enough for him. It's not enough that his dad, who's been with him, who's blessed him, who's taught him, who's trained him, is trying to convince him. It's still not enough for him to come in and celebrate his brother. Right? These many years I've served you. And his next thing is he basically disinherits his brother and says he has no share with me. This son of yours, not, yeah, he's back. Not my brother's back. They didn't even name him. He doesn't even have a name. But it just says, this son of yours, he's no longer part of who I am. He's no longer a part of my family. This son of yours, right? And he judges him based on his works. And it shows that that older brother is looking more at the gifts than the giver. I've done all these things for you, and you never gave me a young goat. Look at all the stuff I did. Where's my reward? What does the father say? Your reward is me. I'm your reward. You are always with me. Everything I have is yours. Right? In that simple statement, he shows him that everything was his. Right? And the blessing is not the stuff. Right? The household has increased again. So clearly the brother's mistakes only damage things temporarily. But the older brother still doesn't look at that. He looks at, you made mistakes, you're not welcome back. You made mistakes, you're not my brother. You made mistakes, that's your problem. You made mistakes, I'm not celebrating with you. You had a hard time, now you finally get it, I don't care. And his heart is hard. And even when he's pleaded with by the father, it doesn't do anything. And the last two verses, in verse 31, he said to him, son, you are always with me. All that I have is mine. He reaffirms his love and that son's identity or position. Remember the first son, when he comes to himself, he remembers his identity, that I am the son of this father who is blessed and who owns much and who loves me. The other son forgets that. Right? He's wrapping his identity not up in his relationship, but in his works. And in the last verse, he says, it was fitting. In some translations, which I like a little better, say it was necessary to celebrate. Right? And then earlier, you know, in the other parable, it says, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Right? One sinner repents in the whole world. I don't even know what the world population is at. Right? I think it's over like 3 trillion or something like that. It's big. It's a big number. But one. Right? Even one in 100 is a big difference. One in 1,000, one in 10,000, one in 1,000,000. Right? One in 1,000,000,000. But one sinner repents, and there's joy before the angels of God. All of heaven is celebrating over one person. And so he says it was necessary. And I was looking up other meanings of kind of the Greek word on it, and it was saying it was inevitable that we must celebrate. Like, we have to celebrate. Why? Because this son who was lost, the son who has squandered everything, comes back, falls on his face, comes back to Jesus, comes back to the Father, and says, redeem me, right? And just like Frate Alessandro was reading in Job, nothing else mattered. Not food, not the situation, not the ailment, right? But the redemption. And so he understands, this son understands the redemption, and he comes back and he finds beauty, and there's joy in all heaven. The whole household must celebrate. The fattened calf must be killed so that we can celebrate this. It is necessary for us to celebrate that one person. So when any one of us, right, regardless of how much we like each other or don't like each other, our differences or our commonalities, when one of us repents of our sin, right, we are to celebrate because that triumph belongs to God. That person has now said Jesus is victorious over that sin. And ought we not to praise Jesus in all things, especially when someone comes to repentance? Repentance is beautiful. Rock bottom is beautiful, right? Remember, he began to feel like he was starting to get bad. But here he is,
finally coming to a close. And he understands God, he understands the relationship and redemption. So again, looking at this from a simple point of view, where there's two types of people, right? The Father is just this consistent character and this representative of God. But there's two kinds of people that we can be, the two categories that we can fall into as Christians or non-Christians. The first is the younger son, where, yeah, we're dumb, right? But we come to this point of having a humble, genuine heart. And then we become aware of our sin. And it's all about returning back to the Father. Or we're the older son, where we're bitter about the grace being given to sinners. We're unaware of that grace because of works. We're unaware of our sin because of works. And it's not about returning to the giver, but it's all about the gifts. And so while we're given many gifts in Christ, we have to remember that the most important thing is that he restores us fully. He puts that ring on our finger, right? That robe of redemption around us, those sandals on our feet, that we might walk in the kingdom, that we might be held close to him, and that we have authority over our lives and over sin. So I hope you all are blessed. It's so great to be back with you guys. Love you guys. A typical way to address this would be to say, Joey, it's so good to be back with you and to have you back that it feels like you've never left. But I think only one part of that statement is true. The second is not. It does feel that you have left, and we're glad to have you back. So when you get tired of all that space that you have in Kansas City and all those mild winters, no, freezing winters, come back and visit us more often. Vreau să ne reamintim că la sfârșitul serviciului divin din dimineața aceasta, așa cum facem de fiecare dată, vom continua părtășia noastră în Fellowship Hall. Vă invităm pe toți să petrecem timp împreună acolo. Ne așteaptă, cred, cei de la ospitalitate cu un cookie, cafea. Haideți să fim împreună tot în Fellowship Hall. La sfârșit este la dispoziția noastră Ezekiel Bread, așa cum este aproape întotdeauna. Veți găsi cutiile cu pâine aceasta, vă rog frumos să le luați cu dumneavoastră și să consumăm, dacă obișnuim să mâncăm pâine, să mâncăm pâinea aceasta care este mai sănătoasă. De seară, de la orele 6, ne vom întâlni din nou la închinare și vom continua părtășia noastră aici. Astăzi este ultima zi, vă spuneam săptămâna trecută, ziua în care trebuia să aducem the shoeboxes înapoi la biserică, totuși pentru că luni, marți și miercuri vom avea our prayer nights. Dacă nu ați reușit să le aduceți astăzi, până miercuri putem să le aducem. Așa cum spuneam, iată că suntem aproape și stăm în fața perioadei de post și rugăciune. Împreună ca și familie, ca și biserică, ne vom apropia de Domnul prin post și rugăciune luni, marți și miercuri. Luni, familiile ale căror nume de familie începe cu litera A până la litera F, apoi marți de la G până la litera P, iar apoi miercuri, ultimul grup, de la litera R până la litera Z, ne vom strânge împreună apoi la sfârșitul fiecarei zi la închinare în Fellowship Hall la rugăciune. Tot miercuri continuă Awana, our kids program, la 6:30, apoi duminica viitoare ne întâlnim la rugăciune de la 9:30, de la 10, serviciul divin, și de la 6 după amiază. Câteva menționări pentru ceea ce stă înaintea noastră ca și evenimente următoare. Miercuri, noiembrie 20, it's our senior appreciation night. Pentru toate detaliile, vă rog să luați legătura cu fratele Florian Damian. Iar apoi, November 26th, youth, this is for you, it's friendship gathering, it's a potluck style, you have to register with Ruthie, and I was told to let you know that the dressing code is fancy formal. I don't know if I qualify, probably after I put my jacket on. Awesome. So, bow tie, you name it. Continuăm acum închinarea noastră, lăudând pe Domnul împreună cu worship team, apoi vom asculta mesajul în limba română, după care ne vom apropia de încheierea serviciului din dimineața aceasta.
I invite you all to stand with us, and let's continue in this worship with this one song, Chemare Esht. Stăm înaintea măreției Lui, vă invit împreună să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Luca, la capitolul 5, de unde vom citi versetele 1 la versetul 11 inclusiv. Luca, capitolul 5, începând cu versetul 1. Pe când se aflea lângă lacul Genezaret și îl îmbolzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța noroadele din corabie. Când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat,
au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corobiile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Vă invit să reocupați locurile dumneavoastră. Thank you, worship team. I think I now fully qualified to have an awesome meal. I think either turkey or maybe some brisket from Dave. I just volunteered you. Mulțumitori înaintea Domnului, vrem să stăm și în dimineața aceasta și deschizând Scriptura să ne aducem aminte prin textul acesta și prin cuvântul pe care l-am citit despre tema anului la Agape. N-aș vrea să trecem și să ajungem înspre sfârșitul anului fără ne aduce aminte de faptul că anul acesta l-am numit noi anul misiunii, nu-i așa? Și dacă ar fi să vă întreb ce înseamnă pentru noi ca și creștini misiune, când ne gândim la anul misiunii și când ne gândim la misiune, ce înseamnă și care este aplicația în dreptul nostru a fiecăruia? Și aș vrea să vă spun de la bun început, for full disclosure, a couple of things. One, that this message was put on my heart for the Sunday of September 12, I believe, when it was our back to church Sunday, if you will. Atunci când dimineața cuvântul Domnului ne aducea aminte despre responsabilitatea misiunii. Și apoi doi, faptul că pentru cei cu care ne întâlnim la Young Family Groups and Young Family Bible Study Groups, you'll hear me quoting a lot of the things that we went over on our last lesson, so be aware of that. I want to make you jealous, those who haven't started yet. We'll gladly accept you and have you come along with us if you want to be challenged. Dar ce înseamnă, dragii mei, pentru noi, ca și creștini, să fim lucrători împreună cu Dumnezeu, să fim participanți activi, dacă vreți, în câmpul misiunii? Spunea Pavel, scriind 1 Corintenilor, unei adunări care era dezbinate, unei adunări în care existau dezbinări din cauza partidelor care existau acolo, din cauza oamenilor care unii declarau și spuneau ei: eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo. Și Pavel le scrie și spune: eu sunt cel care am semănat sămânța. Apollo a udat-o, dar Dumnezeu a făcut-o să crească, da? Știți ce spune el? Nici eu, nici Apollo nu suntem până la urmă nimic. Meritul este al lui Dumnezeu. Dar continuă și spune în versetul 9, în capitolul 3, 1 Corinteni, astfel: căci noi, adică eu și Apollo, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, pentru noi ca și creștini, afirmația aceasta este valabilă? Pentru noi ca și creștini în secolul 21, lucrători împreună cu Dumnezeu este valabilă? Dar ce înseamnă? Albenii lucrători împreună cu Dumnezeu înseamnă misionar de calibrul lui Pavel. Dacă nu chiar de calibrul lui Pavel, poate undeva mai jos, dar misionar până la marginile pământului.
Benii lucrători împreună cu Dumnezeu înseamnă cei care poate predică, care învață cuvântul lui Dumnezeu, cei care cântă, cei care au un dar special. Și aș vrea să vă întreb, oare atât și la asta se rezumă lucrători împreună cu Dumnezeu? Un lucru pe care l-am realizat trecând prin studiul despre care vă aminteam mai devreme, am trecut prin lecția în care am învățat Gospel Mission, what it means to have a life guided by the gospel and by the mission of the gospel, este faptul că autorul spunea astfel: același Duh Sfânt care este în cel care predică, este același în cei care ascultă, da? Așa este? Adică același Duh Sfânt de care noi suntem călăuziți, sunteți și dumneavoastră și suntem și noi ca și biserică. E, dacă scopul Duhului Sfânt a fost ca să ne autorizeze și ca să ne dea îndrăsneala de a lua și aduce Evanghelia aceasta până la capetele pământului, atunci, dragii mei, pentru mine sau pentru cei care predică, de ce ar fi diferit față de cei care ascultă? Înțelegeți lucrul acesta? Adică lucrătorii împreună cu Dumnezeu sunt și eu, suntem și noi și sunteți și dumneavoastră și noi ca și biserică. De multe ori ne gândim, ar trebui să avem o calificare extraordinară, o școală teologică, un seminar. Nu că nu sunt bune, da, dragii mei, sunt bune. Dar responsabilitatea de a fi lucrător cu Dumnezeu și lucrător împreună cu Hristos se odihnește pe umerii fiecăruia dintre noi. Credeți lucrul acesta? Aș vrea să trecem prin textul pe care l-am citit în dimineața aceasta și să vedem patru lucruri și patru principii la ce înseamnă, ceea ce înseamnă să fii lucrător împreună cu Hristos. În primul și în primul rând, din textul pe care l-am citit, vom realiza că a fi lucrător împreună cu Hristos înseamnă abandonarea ideilor tale și lucrarea după noi principii. Aș vrea să vă întreb pentru cei care sunteți adulți, pentru cei care aveți deja un loc de muncă, vi s-a întâmplat vreodată sau cel puțin măcar o dată să vă schimbați locul de muncă până acum? Nu meseria necesar, ci locul de muncă, compania la care ați lucrat. Și poate de ce ați lucrat în același domeniu, de ce ați lucrat în aceeași specialitate pe care ați avut-o atunci când ați mers la celălalt loc de muncă, la locul nou la care v-ați angajat să învățați principii noi? Să învățați metode noi, poate mai bune decât cele pe care le-ați știut până acum? E, dragii mei, cam asta se întâmplă în dreptul lui Petru. Spune Scriptura că, versetul 4, când a încetat Domnul să vorbească, i-a poruncit și a spus lui Petru: Petre, depărtează barca aceasta la adânc și aruncă-ți mrejile. Și aș vrea să vă întreb, ce a răspuns Petru? Da, Doamne, așa am să fac. Știți care a fost primul instinct al lui Petru și prima pornire a lui Petru? A spus: Doamne, am făcut lucrul ăsta. Doamne, noi am încercat deja ceea ce Tu ne-ai spus. Adică Petru avea deja principiile lui așezate în mintea lui și le știa, da? Nu se întâmplă și cu noi de foarte multe ori lucrul acesta, frați și surori? Oare n-auzim glasul Duhului Sfânt spunându-ne: Beni, trebuie să faci lucrul acesta. Beni, trebuie să mergi în locul acela sau trebuie să te oprești în dreptul acestei persoane și să-i spui doar despre Hristos. Și noi spunem: Doamne, dar am mai încercat lucrul ăsta. Doamne, dar în trecut am mai făcut lucrul ăsta și, Doamne, a fost fără rezultate. Dragii mei, dacă vreau să fiu lucrător împreună cu Hristos,
Trebuie să fiu dispus la a-mi schimba metoda de lucru și a asculta de glasul lui și ceea ce el mă învață. Aș vrea să vă întreb, îl cunoștea Petru pe Domnul până acum în Scriptură? Că scuza ar fi bine, dar Petru poate nu știa așa de bine pe Domnul Iisus. Îl cunoștea Petru pe Domnul, dragii mei? Intrase Petru, intrase Domnul împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Petru și o vindecase pe soacra lui. Petru știa cine i-a poruncit. Și totuși însă pornirea lui, pornirea asta umană și firească, a fost cea care a ieșit la suprafață mai întâi. Și stăteam și mă gândeam, Doamne, oare de ce? Și știți de ce? Pentru că de multe ori, ca și oameni, pornirea aceasta mai întâi care apare este datorită ființei noastre umane și a firii acestea pământești. De multe ori nu ascultăm impulsul sau șoapta Duhului Sfânt pentru că ne este teamă. Oare cum să facem ceea ce El ne învață? Oare cum să fim lucrători împreună cu El după principiile Lui? Că pierdem noi controlul. Lucrurile nu se mai întâmplă cum le-am gândit noi, oricum le-am planificat noi. De multe ori nu facem lucrul acesta, dragii mei, pentru că nu renunțăm și nu suntem dispuși să renunțăm la noi și la interesele noastre. Și spunea Mântuitorul odată, dacă vrea să mă urmeze cineva, să se lepede de sine, apoi să-și ia crucea și apoi să mă urmeze. Frați și surori, youth, if you want to truly be fellow workers or co-workers with Christ, we ought to understand that we don't work based on our knowledge or based on what we know or on our principles, no. If we want to be co-workers with Him out on the mission field, which I'm going to come back to a little later towards the end, we ought to learn to work based on the Bible's principles and based on what it's teaching us. Aș vrea foarte repede să ne aducem aminte de Filip. Aduceți aminte Fapte capitolul 8? Era o perioadă de trezire, era o vreme de trezire extraordinară în Samaria. Și spune Scriptura că un înger al lui Dumnezeu, un înger al Domnului, se oprește în dreptul lui Filip și îi spune, Filip, s-a terminat. Rolul tău aici s-a terminat. Ceea ce trebuie să faci este să ieși și să mergi pe drumul care merge spre Ierusalim, spre Gaza. Este un drum pustiu. Însă, Filip, acolo am nevoie de tine. Acolo trebuie ca tu, ca și copil și ca și urmaș al lui Hristos, să fii prezent și să împărtășești Evanghelia, adică să ai oportunitatea de a fi în câmpul de misiune. Frați și surori, aș vrea să dăm voie cuvântului lui Dumnezeu în dimineața aceasta să schimbe perspectiva și privirea pe care o avem în ceea ce gândim și în ceea ce știm poate ca a fi lucrători împreună cu Dumnezeu. De foarte multe ori răspunsul nostru este, dar știm noi cum să facem. Dar am mai făcut noi, Petru a spus, Doamne, dar am pescuit toată noaptea. Doamne, am aruncat mrejele, le-am scos afară, le-am aruncat. Și, Doamne, n-am prins nimic. Nu, pentru că atunci a fost după gândirea lui Petru. Însă la porunca stăpânului, dragii mei, la porunca acelui pe care îl chemăm tată, trebuie să trecem peste instinctul nostru și să fim dispuși să abandonăm ideile noastre și să lucrăm după un fel nou și un mod nou și principii noi. Un al doilea gând. Dacă vrem să fim lucrători împreună cu Hristos și lucrători eficienți împreună cu Hristos, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a lucra în echipă. Aș vrea să vă întreb câți dintre dumneavoastră sunteți pescari, câți vă place să mergeți la pescuit?
maybe not a lot of us, a few of us. I gotta confess, when I was younger, I thought it was a waste of time. As I grew older, I think it's one of the most relaxing things that you can do. Now, it can be frustrating, but when you catch, when you go fishing and you catch, is entertaining. Însă, o caracteristică specială a pescarilor este faptul că sunt obișnuiți și sunt oameni care de foarte multe ori merg singuri. Nu știu dacă a stat de vorbă cu pescarea, mai eu n-am fost și nici nu mă consider nici acum pescar, doar că îmi place. Dar știu că de foarte multe ori pescarii nu împărtășesc împreună cu ceilalți locurile în care merg, așa-i? Have you heard of the show Wicked Tuna? It's a show based on the East Coast. Sunt bărci care merg la pescuit doar și numai pentru tuna. Este un sezon de-a lungul anului în care merg. Au limită cât să prindă. Și sunt vreo 5 sau 6 bărci cu 5 sau 6 capitani și ajutoarele lor. Într-unul din episoadele pe care le-am văzut, unul dintre capitanii aceștia efectiv i-a dat informația greșită, informația falsă celuilalt care l-a întrebat: auzi, unde pescuiești? Și ăsta care i-a răspuns l-a trimis exact în partea opusă de unde era el. Asta este o caracteristică a meseriei acesteia. Și știți ce învață Petru aici? Învață Petru că nu este doar el cel care este responsabil de a pescui. De foarte multe ori Petru a fost cel mai impulsiv. Petru avea obișnuința de a lucra singur, în cel mai fericit caz împreună cu fratele său Andrei, când îl găsim de câteva ori. Dar aruncă Petru mreaja. Iasă în larg și aruncă Petru mreaja la porunca Domnului. Și știți ce se întâmplă? Prinde atât de mult pește încât singur este incapabil să-l aducă înapoi. Și spune prietenilor lui de pe cealaltă barcă: auzi, haideți și voi. Adică de la un om care lucra absolut independent, de la un om căruia îi plăcea să fie în controlul tuturor lucrurilor, i-a spus, învață Petru să-și dea seama și realizează că pentru a fi eficient, pentru a fi cu adevărat lucrători împreună în trupul lui Hristos, împreună cu ceilalți din trupul lui Hristos, trebuie să învețe să lucreze împreună cu ceilalți în echipă. Vă aduc aminte de un exemplu din Vechiul Testament. Aduceți aminte de Moise. Moise era cel care poruncea poporului Israel și cel pe care Dumnezeu îl folosea în rezolvarea tuturor problemelor poporului Israel. Și la un moment dat omul ăsta cade sub oboseala responsabilității pe care o are. Și până când nu ascultă de sfatul celorlalți din jurul lui, nu ajunge să lucreze în echipă. Într-un sfârșit face lucrul acesta. Dragii mei, este un principiu scriptural. Este un principiu biblic pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu. Dacă dorim și vrem să fim cu adevărat împreună lucrători cu Hristos, trebuie să învățăm să lucrăm împreună. Trebuie să învățăm ce înseamnă să lucrăm ca și echipă și apoi ca și mădulare unii altora în trupul lui Hristos. Pentru că până la urmă, scopul final trebuie să fie același și pentru mine, și pentru dumneavoastră și pentru toți cei care sunt cu adevărat copii al lui Dumnezeu. Domnul Iisus în Matei capitolul 10, atunci când îi trimite pe ucenici, nu îi trimite singuri. Și îi trimite, spuneți dumneavoastră, câți? 2 câte 2. Și a spus, mergeți și propovăduiți Evanghelia. Mergeți și spuneți despre împărăția lui Dumnezeu care va să vină. Dar mergeți împreună. Dragul meu, pentru a fi lucrător împreună cu Hristos și pentru a fi lucrători eficienți, trebuie să învățăm principiul lucrării împreună, principiul lucrării în echipă. Marcu capitolul 2,
nu este relatat imaginea și întâmplarea cu acel slăbănog. Însă șansa lui, dacă pot spune lucrul acesta, a fost faptul că a avut niște prieteni care au înțeles ceea ce înseamnă să lucre împreună și l-au luat pe omul ăsta și l-au dus. Și împreună, nu s-au oprit în dreptul niciunui obstacol. Când casa a fost plină, au găsit o altă metodă. Când imposibilul stătea înaintea lor, au desfăcut acoperișul și l-au lăsat pe omul ăsta acolo și l-au dus înaintea Domnului. Asta înseamnă să lucrezi împreună, un al treilea gând. Atunci când vrem să fim lucrători împreună cu Hristos și cu adevărat să fim eficienți în lucrarea care o facem și pe care o împlinim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fim disponibili să acceptăm poziția și identitatea noastră. Priviți, vă rog frumos, la versetul 8 și 9. După ce Petru ascultă porunca Domnului, după ce iasă cu barca în mare, în larg, după ce aruncă mreaja, se umple și cealaltă barcă încearcă să-i ajute și amândouă aproape că se scufundă. Vine Petru și stă înaintea Domnului și spune: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă i-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuse. Este o reacție absolut normală, dragii mei, atunci când auzim glasul lui Dumnezeu și atunci când Duhul Sfânt pune în inima noastră cu adevărat dorința de a fi lucrători împreună cu el și când planul lui ne este descoperit. Este o reacție absolut normală să spunem: Doamne, pentru mine lucrul ăsta e imposibil. Doamne, eu sunt nevrednic. Și este normal, dragii mei, pentru că atunci când privesc la slava Lui, atunci când privesc la dumnezeirea Lui și la sfințenia Lui, îmi dau seama cine sunt. Atunci când stau față în față cu El, realizez cine este El și cine sunt eu. Însă aș vrea în dimineața aceasta să ne reamintim, dragii mei, că starea noastră, că slăbiciunile noastre, că abilitățile sau lipsa abilităților noastre, că potențialul nostru sau lipsa potențialului nostru pe care noi am gândit-o, nu este o piedică și nu trebuie să devină o piedică în împlinirea planului lui Dumnezeu, că Dumnezeu se poate folosi de fiecare dintre noi. Stau înaintea Lui și îmi recunosc starea și spun: Doamne, ești nevrednic. Doamne, nu știu ce vezi la mine, nu pot să înțeleg ce ai găsit la mine. Dar, Doamne, la porunca Ta vreau să fiu lucrător împreună cu Tine. Îl cheamă Domnul din nou, apelez la exemplul lui Moise. Și spune: Moise, ai să fii cel prin care am să scot poporul evreu din robia egipteană. Și lui Moise nu-i place ideea. Și caută Moise scuză după scuză și spune: Doamne, dar eu nu sunt capabil. Doamne, dar nici măcar nu știu să vorbesc. Nu-i nicio problemă, Moise. Dacă astea scuzele tale, spune Domnul, la astea am soluții. Moise, vrei să fii lucrător împreună cu mine? Și noi, Agape, vrei și vrem să fim beni, vrei să fii lucrător împreună cu mine? Nu contează limitele tale, dragul meu, dacă vrei să fii lucrător împreună cu Hristos, recunoaște-le, adu-le înaintea Domnului, stai înaintea Lui și cu slăbiciunile noastre, cu poate limitele noastre, împărăția lui Dumnezeu se va lărgi aici pe pământul acesta, pentru că este dorința noastră de a fi și a sta împreună cu Dumnezeu lucrători cu El. Un al patrulea și un ultim gând cu care aș vrea să închei. Pentru a fi lucrător împreună cu Hristos,
trebuie să ai disponibilitatea de a-ți schimba pentru totdeauna prioritățile meseriei. Aș vrea să vă întreb, ce credeți despre Petru? A uitat vreodată să fie pescar? Domnul l-a chemat și a spus, Petre, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Kind of saying, you're gonna change your profile. Dar aș vrea să vă întreb, a uitat Petru să pescuiască vreodată? Niciodată. Spune Scriptura că Mântuitorul li se arată ucenicilor la Marea Tiberiade, așa-i? Și îi găsește acolo, pe cei care erau acolo, și spune, Petru, am să fac ce? Am să mă sui în barcă și am să mă duc să prind pește. Și toți au mers cu el. Și n-au prins nimic. Și Mântuitorul li se arată și le spune, aruncați din nou mreaja. Mai mult de atât, atunci când Domnul Iisus li se arată din nou după înviere ucenicilor și ei nu cred că este El, ci cred mai degrabă că este un duh, Domnul le spune, aveți ceva de mâncare? Și ei spune, avem. Ce au avut? Pește fript și un fagure de miere. Că asta era ceea ce știau să facă, dragii mei. Dar Hristos i-a chemat să fie lucrător cu El, schimbându-le prioritatea meseriei lor. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Indiferent de locul în care Dumnezeu ne-a așezat, indiferent de abilitățile cu care El ne-a binecuvântat în a ne câștiga pâinea de toate zilele, indiferent de meseria pe care o avem, dragii mei, atâta timp cât suntem în lumea aceasta, trebuie să fim conștienți de faptul că suntem chemați să fim lucrători împreună cu El. Adică în lumea aceasta, în viața noastră, in our everyday life, in our everyday environment, we are called to be fellow workers with Christ. J.D. Greer, the author of the study that I mentioned earlier, in the interview that he had with David Platt, a pastor in Washington, D.C., David was saying, God loved the people around us so much that He placed us in the middle of them. Not just to be there, not just to stand there, but to simply be a testimony for Christ and tell others about Him. Pentru că până la urmă, dragii mei, misiune, asta înseamnă. A fi în misiune și în câmpul de misiune înseamnă a spune tuturor despre măreția și gloria Dumnezeului pe care îl slujim. Pavel a spus, da, eu am semănat sămânța, Apolo a udat. Dar cine a făcut să crească? Dumnezeu. Don't ever underestimate the opportunity of being fellow workers with Christ. Another number that stood out to me that actually shocked me was that in today's world, 75% of the evangelism that happens starts as being informal. What that means is simply telling others about Christ. Not necessarily being the greatest in apologetics, not necessarily being the greatest in theology, simply by telling others about who Christ is and what He has done for you, nothing else. He has forgiven me of my sins. He has reconciled me with God the Father, and He guaranteed me eternity in His death and resurrection. Gospel. From there on, it's the Holy Spirit that works. But my responsibility is to be fellow workers with Christ. Aș vrea să provoc gândirea noastră
la un lucru practic. Locul în care Dumnezeu ne-a așezat în fiecare zi, în locul de muncă, may it be school, high school, college. What is our primary focus? What is the purpose of our lives? And how do we address that? How do you think agape as a whole would look different if in our mind our primary focus would be to be co-workers with Christ entering the mission field as soon as we exit the parking lot? What do you think? Brothers and sisters, it's not our responsibility to convert people. We can't do that. None of us can. But each and every one of us has a responsibility before Christ. David, the pastor that I mentioned a little earlier, said, I am indebted to Christ for what he has done for me to tell others about it. I am indebted because I am guided by the same Spirit, the Holy Spirit. And if he does, and he does reside in me, then his purpose in my life is the same as the purpose in your life. The beauty of this is that each and every one of us, during the next week, during the days of next week, will go into places where I will never get. The people on this section will go into places that the people in this section will never get. They'll never get to go there. But the beauty is that each and every one of us can take that message of the gospel and be co-workers, fellow workers with Christ, where he has placed us. That's the responsibility that we carry as children of God. I'm going to close with this. It's an example out of the early days of Salvation Army when William Booth and his associate were bitterly attacked in the press by religious leaders and government leaders alike. Nobody liked them. Whenever his son, Bromwell, showed Booth a newspaper attack, the general would reply to his son. He said, Bromwell, 50 years from now will never matter, or very little matter, very little how these people have attacked us. But 50 years from now, what will matter a great deal is how we dealt with the work of God. That's it. It doesn't matter how often we were attacked. It doesn't matter how often people told us not to or how to. It'll matter what we have done with the work that God has entrusted us. And let me remind all of us, starting with me, that calling is to be fellow workers with Christ each and every day. That ought to be a priority. Aș vrea să vă invit să stăm înaintea Domnului în rugăciune la încheierea serviciului din dimineața aceasta, să-i spunem, Doamne, poate n-am înțeles lucrul acesta până acum. Or, Doamne, dacă l-am înțeles, poate de multe ori l-am neglijat. Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, te rugăm frumos, reamintește-ne în fiecare zi că ne-ai chemat să fim lucrători împreună cu Tine, răspândind Evanghelia aceasta și spunând altora despre ceea ce ai făcut în viața noastră. Haideți să stăm cu toții în rugăciune înaintea Domnului. Tată, mulțumim tare mult pentru ziua de astăzi. Mulțumim că în ziua de astăzi, Doamne, ai fost prezent în locul acesta. Mulțumim, Doamne, că fiind prezent în locul acesta, Doamne, ne-ai arătat dragostea Ta. Ne-ai arătat din nou, Doamne, credincioșia Ta. Ne-ai arătat, Doamne, din nou bunătatea Ta. Ne-ai arătat, Doamne, dragostea Ta. Și ne-ai arătat, Doamne Dumnezeule, responsabilitatea noastră. Te rugăm, Doamne Tată Ceresc, care ești în ceruri, ajută-ne, Doamne, să înțelegem chemarea pe care ne-ai făcut-o. Fiecare dintre noi, Doamne, suntem lucrători împreună cu Tine. Fiecare dintre noi, Doamne, suntem lucrători împreună cu Cel care ne-a chemat, Doamne. Știm, Doamne, că ogorul este mare, știm, Doamne, că secerișul este mare.
dar ajută-ne, Doamne, ca în dreptul nostru, în dreptul pătrăticei noastre pe care ne-ai așezat și pe care ne-ai dăruit-o, Doamne, să fim cei care să trăim responsabil înaintea Ta, Doamne, lucrând împreună cu Tine, răspândind, Doamne, Evanghelia pe care ne-ai lăsat-o, Doamne, pentru noi, răspândind, Doamne, vestea bună a faptului că prin Hristos, Tată, ne-ai împăcat cu Tine și în jertfa Lui avem iertare de păcat și garanția vieții veșnice, Doamne. Îți mulțumim, Tată, și Te glorificăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă invit să reocupați locul dumneavoastră. Vreau să vă mulțumim din nou și să vă mulțumesc din nou tuturor celor cu care am fost la închinare în dimineața aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Aș vrea doar la încheiere să privim din nou. Media, if you can have the slide for fasting and prayer, please. Haideți să reîmprospătăm memoria noastră și să fim conștienți de faptul că, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, vom fi supuși tentațiilor și atacurilor celui rău de a, poate de a neglija sau de a nu acorda importanța și greutatea necesară acestor trei zile. Haideți din toată inima să stăm înaintea Domnului ca și familie, înaintea Domnului ca și familie în post și rugăciune și să aducem cererile noastre, rugăciunile noastre cu apropiere sfântă de Dumnezeu în zile. Seara de la orele 7 ne întâlnim la rugăciune, da. I think that's the point. Have a wonderful afternoon. We hope to see you all tonight at 6. God bless you.